Femeia a fost precaută, așa că și-a sunat soțul, astfel și-a dat seama că nimic din ceea ce i s-a spus la telefon nu era adevărat. Dându-și seama că a fost pe cale să fie înșelată, aceasta a sesizat poliția. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru tentativă la înșelăciune și continuă cercetările pentru identificarea autorilor. Polițiștii vă sfătuiesc să fiți prudenți și să verificați dacă ceea ce vi se comunică prin telefon este adevărat. Nu comunicați niciodată informații personale confidențiale unor persoane necunoscute care pretind a fi polițiști, avocați, medici, procurori și nu dați curs solicitărilor de a transmite bani. Dacă sunteți victima unor astfel de fapte, sesizați imediat poliția.